Pompierii din Constanța s-au mobilizat de urgență să stingă un incendiu izbucnit la etajul 9 al unui bloc. Martorii care au sunat la 112 au anunțat că ar fi avut loc acolo inclusiv o explozie în apartamentul care a luat foc. Se afla o bătrână care a fost transportată la spital. Cătălina Buzoianu alături de noi cu mai multe informații. Cătălina, se știe care este starea femeii? Bun găsit tuturor, este stabilă și cooperantă. Medicii au reușit să vorbească înainte să plece cu ea spre spital și este, așa cum vă spuneam, în stare stabilă, însă chiar și așa vorbind, o bătrână de 93 de ani a fost transportată la Spitalul Județean Constanța. De altfel, este singura victimă în urma acestui incendiu, un incendiu care a izbucnit în urmă cu aproximativ 40 de minute într-un apartament la etajul 9 al unui bloc cu 10 etaje. De altfel, și în acest moment, la etajul 10 în apartament se află încă o familie, n-a mai putut să coboare din cauza fumului extrem de dens de pe casa scării, însă pompierii spun că sunt în afara oricărui pericol. A fost afectat apartamentul unde a izbucnit incendiul și unde se pare că a avut loc și o explozie, dar și apartamentul de lângă, se pare că și acela a fost afectat. În acest moment, pompierii intervin cu mai multe auto speciale. Sunt aici și ambulanțe pentru orice eventualitate. Este o acțiune în dinamică, iar pompierii vor încerca ulterior să stabilească și cum a fost posibil un astfel de eveniment.